Mulțumesc pentru remarcă. Practicieni spăriți, un alt asistență, minți luminate, prietenei părintelui Gerasie cu toți. Aș vrea să fac o vorbire despre părintele Gerasie, puțin umanizându-l. Ați vorbit aici cu așa mare înălțime, încât la un moment dat părintele Gerasie, că l-am întrebat, părinte, cum să înțeleg cuvintele Sfinției tale, că zic și eu așa cum mi-a zis la Sfântul Ioan Gură de Aur, o bătrână. Sfântul Ioan Gură de Aur făcea o predică despre post. Și la un moment dat bătrâna zice, părinte, fântâna vorbelor Sfinției care se este așa de adâncă, cât funia găleții mele nu ajunge acolo ca să înțeleg ceva. Primul lucru care aș vrea să vi spun, s-ar putea să fac uneori trecere la o parte de avansată a întâlnirilor mele cu Părintele Gerasie. Poate la o dată o să încep iar cu începutul și poate la final o să continui cu înțelesurile care le-a lăsat în mine prin puterea mea și prin darul pe care am putut să o cuprind de la Părintele Gerasie. În primul rând, aș vrea să vă spun că toți cei care ajungeau la Părintele Gerasie, aș vrea să generalizez dirijindu-mă numele unora, dar vreau să spun prin prisma mea, primul lucru care făcea Părintele și mi-a și spus după aceea de ce o face, era un sens al schimbării paradigmei. Îmi nebunea mintea. O punea la zi, pentru fiecare. El știa dinainte, cum a spus un alt vorbitor extraordinar, știa dinainte tot și am să vă aduc și eu niște mărturisie despre... Nu mi-am dat seama că știa dinainte. Și știa dinainte ce Duhul lui Dumnezeu îi încuvința spre, cum să spun, spre mântuirea celor care veneau la Sfinția asta. Cum a făcut cu mine? Am început să fac un fel de polologie, un fel de, știu așa, puțin mă ridicam deasupra vorbirii lui rudimentare. El avea o ungrai cu onomatopei, cu interjecții, cu alte ori ridicat și îți învețea mintea. Eu încercam să vorbesc despre contemporaneitate și despre omul contemporan plin la minte, cum zicea el, la un moment dat, tu ai mintea cât o baniță, dar inima cât un bulice. Și eu vorbeam despre acest om, cu mintea cât o baniță. Știți că fiind oritean trebuie de la sebaniță, puterea, este un vas mare, așa, la nu știu câte mărimi de aici, de la mintea. Și a zis așa, zice, nu știu nimic, sau dacă știu, uită. Eu zic, cum să o facem? Nu vă povestesc etapa de început a întâlnirii cu el, cum a fost. Iertați-mă că îi zic el, pentru mine a fost părinte, tatăl meu între timp a trecut la cele veșnice și la părinte mă duceam chiar la calata. Știind familia și știind mai multe despre familia mea, din alte împrejurări. Bun. Și zice, uite cum facem. Eram încă un prieten de aici în Brașov, cu George, la un anunțat să vă care ca anumite partii de temei obiective la urmă. Stați aici, acomodați-vă, te vă duceți în cameră, părintele Ion, despre care o să vă vorbesc la final, o să aibă grijă să vă duc într-o cameră și vin și vorbim. Și a venit și am vorbit. Și s-a pus, apropo de gestul iconic, s-a pus într-un fel în genunchi, într-o anumită poziție, la marginea patului, noi stăteam pe flanca și pe partea și de alta. Și atât am îndrăznit să spun, sincer vă zic, că m-am înfiorat, cum se așează la picioarele mele și nu zice nimic. Că era un, cum să spun, un caracter de om care, dacă avea de spus ceva, o spunea. Reușea să spun așa de bine, că dacă îmi dădea de o pală, nu mă supăram.
sau dacă îți făcea cea mai mare, știu eu, îți aducea cea mai profundă corecție, nu este suport, nu avea voie. Și a zis, părinte, aveam un profesor la mine, zic, îmi trebuie să îmi registrez convorbirea pentru COVID. Asta este. Și sunt convins că ce se întâmplă aici nu este pentru, numai pentru aici. A considerat că trebuie să întărească lucrurile de drumul și am vorbit aproape 2 ore. Știm că venim tot dintr-un mediu, așa cum s-a vorbit aici, din mediul academic. Am terminat în facultatea. Eram înainte de 89, terminasem facultatea, iar după 89 l-am cunoscut pe părinte, în 95. Veneam dintr-un mediu de, cum să spun, de emulație, de rupere, de spargerea barierilor în așa fel pentru oamenii care căutau liniștea în credință, încât la un moment dat atât de multe erau, veniseră și din Tibet, veniseră și din Nepal, de la Kathmandu, Grigorian Bipolar Rambo, Gașca lui Mario Vasilescu și ei funcționau pe fel de fel de săli și te tentau și te ispiteau. Și făcusem așa un din prietenii care aveam, cercurile în care ne puteam, și făcusem o, cum să spun, nu cu interesență, o rezumat al ceea ce trebuia unui om ca să înțeleagă, practic, asta a fost plecarea mea spre Părintele Filase, să înțeleg de unde vin, ce caut aici și unde mă duc. Primul lucru care l-a făcut a fost o vestire, o rugă, o cercetați-mă câțiva însemnând, nu numerologic, nu diminuând de numărul, ci numai referindu-mă la momentul de cunoaștere. Despre Buddha. Dar plasa pe acest mare, vorbea cu oarecare condescendență față de acest mare filozof, plasându-l alături de creștinism și scoțând, dragii mei, în evidență exact minusurile. Dar așa de frumos o făcea, dacă am pus să aduc caseta, am zis că eu sunt la servici, că dacă am timp, mai mult până acasă, dar nu am avut timp să ajung acasă. Cu altă ocazie, dacă se face undeva în țară, promit că aduc acele casete, să vedeți cum făcea paralela între Buddha și creștinism, pământul în frunte pe Hristos, sau deasupra tuturor pe Hristos, în așa fel încât, din discursul lui, îți dădeai seama de minusurile filozofiei indiene. Fără să o spună, să o arate cu degetul de interes, focalizând acolo, sau undeva, uitați-vă gestul cu degetul. Nu arăta cu degetul, uite, vezi, aici e greșit. Ci făcea în așa fel încât îți dădeai seama singur. Voi știi, ești cei care ați stat cu Sfințeală de Bărbă și ați ascultat cuvântul, știți bine ce spun. Dar o făcea în așa fel încât, știind ce gândesc eu și ce cred eu și ce postament, pe ce postament îmi pusese, o făcea în așa fel încât și postamentul meu îl derbădără. Și mă lăsa în aia. Și la un moment am întrebat. Mai poți să spui ceva? Zice, ești în aer? Zic, părinte, nu mai e. Întrebările mele din discursul înregistrat erau, da, știți, și cam atât. Da, părinte, da, cum vrea să spun ceva? Da, părinte, da, și continua pe plânsul. Cam așa era. Scurte silabe. Că știa exact ce vreau să întreb. Și am făcut aici referire la înnebunirea minții, la distrugerea stabilimentului pe care mintea stătea dinainte de a cunoaște de Părintele Grase, ca după aceea să înceapă Sfinția sa să pună în acea parte din noi, care este mintea, care este partea Părintele Grase, făcea o distinție, sau mai precis, făcea o evidențiere a minții. Zice, mintea le vede și pe alea dincolo și pe alea de aici. Mintea este locul unde poate umbla lejer și diavolul, poate umbla lejer și Dumnezeu. Și atunci am rămas așa și am zis, părinte, pare rău, dar nu mai pot să zic, pentru că ce am gândit eu până acum, că vreau să vă spun, nu mai ieșeau rostul în contextul în care mi-a spus deja aproape tot. Și am mai continuat încă 2 ore și 1 ore.
De ce am spus lucrul ăsta? După ce am terminat convorbirea, noi ne dusesem plătând pentru a rămâne în mănăstire. Eu cu prietenul meu, să rămâne în mănăstire, fie definitiv, fie atâta cât să-l cunoaștem și să putem să plecăm de acolo cuvânt duhovnicesc, dar și cu practică. Eram în definiție, eram oameni gen pragmatici. În practică vreau să evoluăm prin gesturi, prin poziții, prin mâncare, prin... Nu ne-a lăsat niciodată să plecăm lucrul ăsta. Ne spunea, de fiecare dată ne spunea despre același lucru o sumă întreagă de variante de a-l realiza. Dar niciodată nu te lăsa să crezi că unul este cel mai bun. Pentru a te deschide pofta să cauți tu singur. Și următorul capitol al întâlnirii, al acelei prime întâlniri, era sus la studiu. Cei care ați fost și sunt convins că sunteți foarte mulți care ați fost acolo, cele două privi, de fapt trei, erau două trecute din Sfântul și un mare de doi, și am la un superior. Stăteam în prima chirie unde părintele avea lucrurile cele mai... unde intra pentru rugăciune, asta vreau să spun. Și al doilea moment al acestei întâlniri a fost despre Hristos. Vreau să vă spun un lucru. Ce am sesizat eu? Când vorbea despre Buddha, vorbea ca despre un om pe care îl privești oriunde și oricând. Când vorbea despre Hristos, parcă puneam ajustul așa cum le pune în felul de scriere pe care Bogdan spunea că există un fel de sacralitate a scrierii. Cu îndrăzneală spun că această sacralitate era distinția Părintelui pentru respectul care l-avea pentru fiecare aspect al vieții. Pe Hristos, deci dacă aș putea să spună o dată, pe Hristos, dacă aș putea să scriu, l-aș scrie Părintele cât cel. Mai ca Domnului nu pot să scriu altfel. Și spunea despre Maica Domnului, zice, apropo de chipul dragostei, zice, această fărâmă de pământ a fost în stare să iubească așa de tare pe Dumnezeu. El a făcut să vină în ea. Ce să mă zice, momentele la rămâneam mult, zic, părinte, ce pot să vă spun este că eu vedea el aceste. Sunt convins de lucrul ăsta și nu mă poate nimeni nu depărta de această credere și credință. Într-una din zile când am ajuns la Părintele Grație, era în chirie. Consemnul era că o să batem la ușă. Nu știu dacă cu toți făcea la fel. Când îmi spunea, bateți la ușă și bateți mai tare până zic eu, dacă e da. Și că se poate să n-aud, se poate să am alte trei. Nu spunea niciodată ce face acolo. Doar când ne întâlneam, zicea, hai să mergem tu, du-te la chirie, la cameră acolo, sau la biserică și să ne rugăm pentru când am ajuns, apropo de vederea înaintea Părintelui, am deschis portița aia mică de sârmă, de sub păr, și când am deschis-o, a scârțit puțin. Și am auzit în fundul chiriei, Domnul Marius, așteaptă-mă un pic că vin și eu. E puțin probabil că se uita printr-o prăpătură de stâmpă. E puțin probabil că ieșise afară și se juca cu mine de a recunoaște. Sau de a ghici. E puțin probabil lucrul ăsta. Și e, nu știu, e mic lucru să credem că Părintele se juca cu cineva. Dar a fost pentru prima dată după 2 ani de zile când m-a lăsat să înțeleg lucrul acesta. Ultimul lucru care, de la partea de final și după aceea am să revin și am să vă rog dacă vreți să mă întrebați ceva despre Părinte, că sunt lucruri multe care mi le-a explicat, poate, dar eu am cerut, vreau să mă înțelegeți, am cerut mult pe partea pragmatică, pe partea gestului iconic. Gestul iconic fizic, până la urmă, transpus în așezarea mea pentru rugăciune. Părintele Ioan, de la mănăstire, cel care a fost în ultimele momente ale Părintelui, alături, la căpătul lui,
Eu, din motiv obiectiv, la momentan, am fost într-un turneu artistic cu instituția și am ajuns în țară după o lună și ceva de înmormântarea părintelui. M-am dus imediat acolo și am stat de vorbă cu câțiva preoți. După că nu l-am găsit, făcusele deja toate cele necesare și de 7 zile și de ce am făcut. Dar am pus să stau de vorbă cu părinți și l-am întâlnit cu părintele Valerian, care tocmai atunci se dusese la mănăstire, și părintele Ivan, care pusese părintele, e un părinte, dacă știți, cu o pată roșie pe frunte. Părinte David. Da. David? Da. Iertați-mă. Așa. Și am întrebat, părinte, zic, uite, vreau să povestiți despre ultimele cuvinte, dacă ați stat la părinte, vreau să zicem, bă, frate, nu pot să povestesc așa ceva. Am dat drumul la microfon, bă. Când puteți povesti, eu nu vreau să vă explicez, nu vreau să vă descort, nu vreau să... Uiteți, pentru mine e mai mult decât o persoană, este o, ceva de care m-a legat sufletește profund. Vreau să știu că n-am putut să ajung la mormântare. Nu vreau să fiu acum la primogenă, să înțelegeți că îmi pare foarte rău, că zic, suntem oameni și până la urmă părintele vrea să ne interzicea feminismul. Pe partea asta, știți bine ce vreau să spun. Am îndoieli și am plânsul înainte de a da piept cu o problemă. Și atunci a văzut insistența și a spus, zice, băi, stătea cu mâna dreaptă pe icoană, mâna stângă de pe sub. Și o stea, și o stea, și o stea, și așa la două, și a rămas tot peste și m-am uitat în ochiul lui, că așa s-a urmă pe lucru și ce-a zis. Și băi, atunci am văzut infinitul. Vă spun din darurile părintelui de lase lăsate pe părintele către ucenici. Personal nu m-am învrednicit așa daruri înalte. Părintele Grase, probabil, am spus de la început că am fost un pic mai insistent, mai strădător, mai cum să spun, pe concepție și probabil că am fost mai greu să mă aducă pe mine într-o stare să mă lase să văd la sfinția sa trăirile profund mistice. Deși, venea la mea când ne-am trebuit și spunea ce e așa. Ce e? Dacă vine și să vă spun dacă vreți să mă vezi, îmi spune lui, dacă vreți să mă vezi, stai 30 de ani. Te vezi după 9 ori, nu te vezi, stai acolo până faci bubenie. Până când faci bubenie. Bun. Apropo de acestui iconic, i-a cerut părintele Gherase despre felul cum pot să mă rog să pot să înțeleg fără să-l întreb de prea multe ori despre ce spui că mă rog. Și mi-a zis așa, zice, ce vreau eu să fac? Deși poate nu fac cel mai bine. Părintele își mărturisea rudimentarul din scriere. De aia de multe ori ne punea să le retranscriem așa cum am crede noi că ar fi primite. Dar, vă spun și cred că știți bine ce spun, până la un punct. Există o deosebire între cunoașterea mea, care este filodogmatică, și cunoașterea Părintelui, care este eminamente mistică. Și atunci, probabil că oprirea era la pragul dintre a nu rămâne în domani. Și a da, în continuare, pentru mistică, scrierile Părintelui. Pentru că mărturisirile Părintelui sunt ale unuia care se uita în un fix și vedea ce scria. Poate că nu se uita ce scrie, dar știa că scrie. Deci vedea ce scrie. Degeaba spun unii că nu înțelegem. Nu înțeleg aceia care nu au făcut nimic din ce le-a spus. Dacă înțelegi să te rogi în spiritul Părintelui, în felul cum cerea Părintele celor care cereau să se roage, ajungi să înțelegi cât de ceva. O parte din ele. Dar partea aia atât de tare te răscolește, parcă te furnică pe unii în inimă, pe unii în creștetul capului, pe unii în gustul degetelor. Fiecare are un ecou undeva, ființa lui. Ființa este ceva
practic nevăzut, necunoscut de noi, decât prin mărturisirile ființelor care ne mai lasă câte ceva despre ființe, despre localizarea ei sau despre asemănarea de localizare ei. Și Părintele mers așa, zice, păi ce înseamnă gesticul? Păi zic, înseamnă o cruce, înseamnă metanie mare, metanie mică, păi ce crezi că știi? Păi zic, și bine, și cât să le fac asta? Zice, până când face nimic. Până când îți obosește mintea și tace. Păi zic, da, dar mai devreme obosește fizică. Nu-i nimic, fizicul își revine. Mintea, după ce tace, nu-și mai revine. Pentru că în momentul când a tăcut, atunci deja Hristos a luat o viață. Înțelegeți ce vreți? Eu am înțeles câte ceva, mă duceam de fiecare dată și îl întrebam, Părintele, asta mi se întâmplă, asta mi se întâmplă, asta aud, asta văd când închid ochii, asta nu pot să mă duc să lucru, asta mi-a oprit. Acestea, de ce mi-a oprit? Nu pentru că n-aș vrea să fac eu pe randoman, nu că le știu numai eu. Părintele mi-a zis toți vor trăi, dar fiecare felul povestindu-l, va fi tentația, ispitirea, comparației. Și atunci va fi oarecare încercare de a ajunge și alții la tine sau tu la alții. Nu. Fiecare este în felul lui, singur în fața lui Hristos. Ce cât poți să crește Hristos în tine, mai ai atunci la el. Cu darul, în bală. Cât dacă tu crește? Fiecare în felul lui. Cât dacă tu crește? Fiecare în felul lui. Nu există, și Părintele insista pe chestia asta și știți bine ce spun. Nu există ceva care se potrivește la două persoane. Și noi le-am doi aproape. Nu ne-a lăsat niciodată să facem ceva la fel, amândoi. Când era vorba de ceva în sensul de poziție de rugăciune sau felul rugăciunii sau care rugăciune. De exemplu, mi-am dădus la Catristul Bine Vestit. Prietenului meu, ca să mă, într-un fel așa, așa mi-am dat seama atunci, ca să mă localizeze pe mine într-un loc mai sub pe interior, era Acatistul Sfântului Duh. Lui Sfânt. Deci, pentru mine, atunci, deja, mintea mea zicea, cum a raționat ăsta, că ți-l mie îmi dai bună vestire? Înțelegeți? Și atunci, Părintele mă oprea de la această distinție, de la această posibilitate de a face